Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi am pregătit o plăcintă cu carne, o plăcintă delicioasă și vreau să vă arăt pas cu pas cum am făcut. Voi începe cu ingredientele pentru umplutură și am aici 1 kg de carne tocată, porc și vită, amestec. Mai am nevoie de o ceapă, 3 căței de usturoi, am aici 3 căței, sare și piper, cimbru, salvie, 2 cuișoare. Nu îmi place să folosesc mai mult de atât, voi folosi doar 2, un cartof și totodată voi pune și o jumătate de lingură de bază pentru mâncăruri și voi folosi de pui. Puțină apă. Voi toca mărunt ceapa. Toc și usturoiul. Cele 2 cuișoare le voi transforma în pudră cu ajutorul unui mojar și pistil. Într-o tigaie voi pune puțin ulei de măsline, adaug ceapa și usturoiul. Voi pune și carnea. Și amestec, las totul să se gătească. Adaug baza pentru mâncăruri. Puțin piper, sare nu voi mai pune, încercați să adăugați sare după gustul vostru. Baza pentru mâncăruri are deja suficientă sare. Pentru mine este mai mult decât suficient această bază. Am pus cimbru, salvie și țin pe foc până când carnea își schimbă culoarea. Vedeți că acum este un pic roze. Dau pe răzătoare cartoful și îl adaug peste carne. Dacă mai este nevoie de puțină apă, adăugați din când în când. Nu lăsa să se ardă la bază acest amestec și lăsați totul pe foc pentru aproximativ 15 minute. Până când aproape tot lichidul scade. Amestecați, ceapa s-a înmuiat, usturoiul la fel. Și bine ar fi să lăsați acest amestec cu carne să se răcorească, dacă nu chiar să se răcească aproape de tot. Între timp voi pregăti și un aluat din 100 de grame de unt, unt rece, 100 de grame de untură, un ou, o jumătate de linguriță de oțet, 350 de grame de făină și puțină apă, apă rece. Amestec untul, untura și făina într-un castron încăpător și folosesc o spatulă de plastic pentru a tăia untul și untura și a le amesteca cu făina. Adaug oul, puțin oțet și apă treptat, lingură cu lingură, până când aluatul începe să se lege cumva. După care voi începe să frământ cu mâna. Aduc toate aceste ingrediente într-o singură bucată. Bine ar fi acum să lăsăm aluatul la rece în frigider pentru cel puțin 30 de minute.
După care îl voi întinde foaie subțire și voi decupa din acesta pe măsura tăvii în care voi coace această plăcintă. Am făcut această plăcintă fie într-o tavă de tartă, chiar și într-o tavă de tort. Important este să acoperiți atât baza tăvii cât și lateralele cu aluat. Am decupat marginile și am întins din nou foaia de aluat pe o hârtie de copt. Voi pune acum umplutura în tavă. Am pornit și cuptorul la 180 de grade Celsius să fie preîncălzit. Și așez acum deasupra cărnii și cealaltă bucată de aluat. Sigilez marginile foarte bine și puteți tăia excesul de aluat de pe margine. Coaceți plăcinta în cuptor pentru 40-45 de minute. Aluatul va fi deosebit de gustos. Fac câteva crestături în aluat pentru a nu se umfla și ridica. Și așa arată plăcinta, este delicioasă. Trebuie să o lăsați să se răcească. Eu am servit-o cu o salată grecească, cu o salată proaspătă, cu multe verdețuri, în acest anotimp este perfectă. O puteți servi atât caldă cât și rece, este foarte bună, vă spuneam. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, vă aștept și data viitoare la o altă rețetă. Mă despart de voi dorindu-vă din toată inima să fiți veseli. Pa, pa!